Severinenii care nu realizează venituri mai mari de 615 lei pe membru de familie pot beneficia de ajutor din partea autorităților pentru a-și plăti factura la căldură. Acest lucru este valabil doar pe perioada sezonului rece, adică de la 1 noiembrie până la 31 martie 2023. Cererile pot fi depuse începând de luni 12 octombrie. Sezonul rece se apropie, așa că mulți severineni se gândesc deja la facturile pentru încălzire. Cei care locuiesc singuri sau cu familia și care nu realizează venituri mai mari de 615 lei pe membru de familie pot beneficia de sprijin financiar din partea autorităților. Și în anul acesta se acordă ajutorul de încălzire pentru venitul mediu net lunar. La care se acordă ajutorul de încălzire este de 1386 pe membru de familie sau 2053 pentru persoanele singure. Ajutorul de încălzire se acordă pentru energie termică, gaze naturale, energie electrică și lemne. Termenul de depunere este până pe 20 noiembrie ca să beneficieze pentru toate cele 5 luni, pentru sezonul rece noiembrie-martie 2023. Iar suplimentul de energie se acordă pe tot parcursul anului. Suplimentul de energie se poate depune odată cu ajutorul de încălzire. Aveți o statistică a persoanelor de anul trecut, cam câte dosare s-au depus? Anul trecut au depus 2300 de cereri, dintre care 1500 au fost aprobate. Administratorii spun că acest sprijin le este extrem de necesar locatarilor care se descurcă destul de greu cu plata facturilor. Îi calculăm omului exact situația care este, veniturile care este și atâta. Se poate subvenționa cu 200 de lei, cu 20 de lei, cu 30 de lei, cu 50 de lei, până la 100 de lei chiar. Sau alții au proporție de până la 80%. Sau cei care n-au venituri deloc să subvenționeze 100%. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru un singur sistem de încălzire, cel care este principal utilizat.